Persoanele private de libertate vor putea vota la sala de sport a penitenciarului, unde vor fi amplasate cabine de vot, asigurându-se confidențialitatea votului. Pentru cele aproximativ 170 de persoane care dețineau acte de identitate expirate, au fost luate măsuri în vederea preschimbării acestora. Din penitenciarul Vaslui au fost deja primite peste 100 de cereri pentru a putea să voteze duminică. Există un birou în cadrul penitenciarului care se ocupă de această problemă și deja și-a luat măsuri în așa fel încât să nu fie probleme la nivelul instituției respective. Și deci problema respectivă e rezolvată, în așa fel încât toți cei care nu au avut act de identitate să aibă act de identitate pentru a putea vota. În total, 469 dintre cei peste 500 de deținuți de la penitenciarul Vaslui au decis să-și exercite dreptul de a vota. Doar 9 persoane cu drept de vot nu vor să participe la referendumul de duminică.